Salutări, bine ne-am regăsit la o nouă ediție Proverde. Eu sunt Ciprian Stănescu, gazda acestei emisiuni și președinte al Social Innovation Solutions. Astăzi avem un subiect sensibil pentru mulți antreprenori, dar și angajați. Discutăm în principal despre bani, dar nu orice fel de bani, ci mai degrabă bani sau resurse financiare care să ne ajute să facem ceea ce am putea numi transformarea verde a economiei României și nu numai. Suntem alături de Ioana Voinescu, director al Departamentului de Sustenabilitate la Banca Comercială Română. Bună, Ioana, bine ai venit la Proverde. Bună, Ciprian, mă bucur să fiu aici. Hai să începem cu o întrebare care stă pe buzele multora în ultimii 3-4 ani și în România, care are răspunsuri simple, dar înțelese diferit poate câteodată. Ce e sustenabilitatea în business și de ce ne-ar interesa ca oameni de business și ca cetățeni sustenabilitatea? Ne interesează să vedem modele sustenabile și ne interesează cum fiecare activitate pe care noi o desfășurăm, fie ca persoane fizice, fie ca și companii, pot ajuta și avea un impact favorabil asupra mediului și asupra societății. Pentru că realitatea este că fiecare dintre noi putem face ceva mai bine, astfel încât să avem un impact pozitiv. Și aceasta ar fi o gândire a sustenabilității în general. După care știi că noi ca sistem financiar avem definiția acei factori ESG pe care integrăm în tot ceea ce facem, dar cu precădere în finanțare și în modul cum privim finanțarea. Iar integrarea acestor factori ESG în finanțare intră pe trei categorii de discuții. Unul este finanțarea sustenabilă. Finanțarea sustenabilă care este o componentă importantă a Green Deal, iar noi ca sistem financiar suntem responsabili pentru a dirija fondurile de finanțare către acele proiecte strategice. A doua componentă este zona de riscuri, zona de riscuri în care băncile analizează în matricea de riscuri, inclusiv riscurile climatice și implicația riscurilor climatice pentru finanțările pe care le acordă. Iar a treia componentă este parte de finanțare responsabilă și anume ce nu finanțăm. Îmi imaginez că e o decizie grea pentru că a nu mai finanța sau a face exit din finanțări, a face divestment, e o decizie complicată, dar e o decizie critică, în definitiv. Este o decizie critică uitându-ne în viitor și uitându-ne la unde dorim să ajungem în 2050, dar nu poate fi privită în afara contextului, în afara contextului național, ce înseamnă proiecte strategice pentru noi ca țară. Și când mă gândesc la context național și proiecte strategice, mă gândesc la strategia pentru energie și climă, mă gândesc la strategia pe termen lung pentru a reduce emisiile noastre din industrie, din energie și din agricultură. Și sunt câteva direcții clare: decarbonizarea sectorului energetic, investiția masivă pe care noi ne-o dorim în energie verde, și am văzut că avem un plan mai mult de 6 giga de energie verde în solar și în wind. De asemenea, investiții în hidro, în capacități de hidrogen, cercetare, dezvoltare. Și de asemenea sunt investițiile pe care ne le dorim în cercetare pentru capacități de stocare, pentru capturarea carbonului. Apoi ne gândim la strategia pentru agricultură, unde la fel sunt o linie de fonduri nerambursabile și o linie de investiții strategice pe care ne le dorim ca țară. Ne gândim la economia circulară, care de asemenea este extrem de importantă. Și aceste obiective strategice le privim și noi ca bancă și ne uităm cum putem să susținem dezvoltarea lor, atât la nivel mare, pentru proiecte mari, cât și la nivel de scalare pentru IMM-uri și companii mici. Poate mai târziu în conversație povestim și de câteva exemple specifice de investiții sau împrumuturi pe care le-ați făcut, ca să înțelegem și ce este o investiție verde. Dar înainte să ajungem la ce e, m-ar interesa să înțeleg din perspectiva voastră de ce e importantă, care ar fi două, trei presiuni, definitiv, pe mediul de business ca să schimbe modul cum face business. Noi ca bancă ne-am asumat un obiectiv de a susține tranziția la economie verde și o susținem în două feluri. În primul pas, educație și conștientizare, și vrem să fim aproape de clienți pentru a explica de ce este importantă sustenabilitatea, ce înseamnă, care sunt implicațiile pentru modelul lor de business, și aici venim inclusiv cu bune practici pe care noi le-am sesizat, le-am urmărit la campionii în sustenabilitate sau în experiența pe care o avem la nivel de grup în CEE.
aceste lucruri sunt puse într-un format de dialog pe care îl avem cu clienții, clienții mari sau cu clienții mici, ne gândim la un format de platforme, cum avem și colaborarea cu Academia de Sustenabilitate sau evenimente dedicate, inclusiv mese rotunde, ESG Breakfast, cum le organizăm în țară, astfel încât această informație să ajungă efectiv la companii. Cum o preiau? Cum vedeți că se uită IMM-urile din România și inclusiv companiile mai mari la sustenabilitate, la tranziție verde? E entuziasm, e panică? Ce e acolo? În dinamică, în ultimii 3 ani, evident, am observat un interes crescut de la an la an în a susține tranziția din diferite motive. Primul ar fi eficiența operațională. Au crescut prețul la energie, necesitatea instalării de energie verde care vine la un cost mai redus și asigurarea independenței energetice au fost elemente extrem de importante și au dus la absorbția fondurilor pe zona de energie verde și la creșterea finanțărilor în energie verde. Clădiri verzi de asemenea. Avem un stoc mare de clădiri care trebuie să renovate în România. Procentul de renovare chiar va trebui să tripleze în următorii ani, astfel încât să ne atingem obiectivele de renovare. Apoi sunt presiuni pe lanțul logistic, pe lanțul de valoare. Clienți furnizori care deja au implementat modele de sustenabilitate și atunci pun presiune pe întreg lanțul de distribuție pentru a deveni sustenabil la rândul lor. Și în realitate știți cum calculăm emisiile, ne uităm la cele 3 scopuri, scop 1, scop 2, scop 3, iar scop 3 înseamnă ca să avem o imagine, să măsurăm și să raportăm emisiile din întreg lanțul de valoare. Pentru cei care se uită la noi sau citesc sumarul, ce sunt aceste scop 1, 2, 3? Cât de simplu? Scopul 1 înseamnă emisiile pe care o companie le are din operațiunile proprii. Cum își desfășoară activitatea, ce fel de mașini folosesc, cum încălzesc clădirile, cum răcesc birourile și așa mai departe, procesul de producție. Apoi scop 2, ce electricitate cumpără. Cumpărăm electricitate din surse verzi, atunci avem scop 2 redus. Iar scop 3 se referă la lanțul upstream și downstream de clienți și furnizori, bunuri achiziționate, transport pe lanțul logistic și, în general, scop 3, de exemplu, sunt emisii foarte mari pentru anumite industrii. În zona noastră de instituții financiare, cele mai importante emisii sunt cele din scop 3, unde sunt reflectate emisiile finanțate. Și probabil că ăsta e unul din motivele pentru care IMM-urile medii și chiar și mici, care nu fac subiectul legislației europene, cel puțin nu încă, tot trebuie să-și măsoare emisiile, dar și alți indicatori din ESG, pentru că la rândul lor, companiile mai mari din supply chain le vor cere aceste date și atunci toată lumea va avea nevoie să măsoare aceste date. Asta mă duce cu gândul la o conversație cu unul din miile de antreprenori, de fapt, din Academia de Sustenabilitate, care spunea: da, am înțeles ce trebuie să fac, am înțeles că trebuie să măsor, dar toate astea costă mult. Transformarea verde nu e gratuită și nu e nici măcar ieftină. Necesită multe tipuri de resurse. Hai să ne uităm un pic la, că vorbeam de bani, cum putem să investim bani sau resurse ca să producem sau să rămânem competitivi. Care ar fi 2-3 tipuri de finanțări pe care voi la BCR le puneți pe masă antreprenorilor din România? O sursă importantă de finanțare a tranziției sunt fondurile europene, care sunt nerambursabile și care vin clar cu un ajutor semnificativ pentru companii. Deci primul pas ar fi pentru orice companie, când își definește un plan de investiții verzi, să se uite la fondurile europene disponibile. Aici și noi venim în ajutorul lor, avem aplicația GeoSmart EU, care ajută antreprenorii să canalizeze, să gândească care sunt programele potrivite pentru tipul lor de activitate sau tipul de investiție. Apoi toate tipurile de schemele de ajutor de stat, care vin în completarea fondurilor proprii sau a finanțărilor bancare pentru a susține astfel de programe, subvenții, granturi sau tipuri de garanții ale instituțiilor financiare internaționale. Toate acestea ajută și sunt o componentă importantă din finanțarea verde. Și să spunem că sunt un antreprenor care a înțeles că trebuie să schimbe niște lucruri pentru că va pierde din competitivitate sau mai rău
va fi scos din piață. Și e interesat de fonduri europene, a văzut această emisiune, se duce la voi pe site. Ce găsește acolo? Că nu e simplu, e un desiș întreg acolo. Nu la voi, în general. Așa este. Hățișul birocratic este complicat, ca să zic așa. Tocmai de aceea și noi ne-am dorit să simplificăm lucrurile pentru clienți. Și avem, vă spuneam, aplicația George Smart EU, care este în George, în aplicația noastră de internet banking, unde orice client poate să interogheze tipurile de fonduri și să aibă o imagine mai coerentă asupra tipurilor de programe la care ar putea face apel pentru investiția lor. Un pas mai departe este să ia legătura cu colegii noștri care le pot da elemente mai detaliate și îi pot direcționa inclusiv către o finanțare bancară, adică în completarea acestor fonduri europene sau chiar și pentru a asigura accesul prin acele tipuri de finanțări bridge. Noi putem să susținem proiectele lor. Ce e o finanțare bridge pentru cine nu știe? O finanțare bancară care va fi rambursată în momentul în care se încasează fondurile europene. Deci, practic, asigură finanțarea până la momentul încasării fondurilor. Voi ați investit un pic și în zona asta de inteligență artificială, care să ajute antreprenorii să navigheze prin apele tulburi ale finanțărilor. Poți să ne spui un pic despre asta? Aici, tot pe zona de fonduri europene, avem ADA. ADA, care a fost, așa ca să zic, fratele mai mic al lui George Smart EU. Sora mai mică. Sau da, sora mai mică, care ajută orice companie care intră pe site-ul nostru. Vă spuneam, George Smart EU este legat de aplicația George. Practic trebuie să fii client ca să accesezi, dar ADA ajută pe oricine. Și la fel, la finalul conversației cu ADA, poți fi direcționat către colegii noștri care pot da detalii mai multe despre fondurile europene. Hai să vedem. Deci avem fonduri europene și fonduri conexe de stat, să le spunem, dar tot da. Europene. Cât de simple sunt, de fapt, sau cât de simplu e să accesezi astfel de fonduri ca să îți transformi linia de producție sau să ai data management mai bun pe procesul de deșeuri și multe alte exemple. Sperăm ca lucrurile să fie mult mai clare pe viitor și aplicația noastră ajută fix în această direcție pentru a oferi claritate și consultanță clienților noștri, iar din punct de vedere birocratic și al documentației, lucrurile să meargă mai simplu, să pot fi accesate rapid, pentru că în realitate aceasta e cheia, în special pentru IMM-uri, acces rapid, facil și asigurarea de către noi ca și bănci comerciale a cofinanțării acestor fonduri, la fel pe un flux simplificat în care să urmărim aceeași documentație, să nu cerem lucruri în plus clienților în afara documentației. Dar acum ați început și voi și toate băncile să cereți lucruri în plus atunci când vine vorba de diverse tipuri de instrumente financiare pe care le oferiți antreprenorilor, în principal împrumuturi. Aveți o integrare a ESG, adică indicator de mediu social și de guvernanță, dar și un risc climatic pe care îl asociați. Cum arată procesul ăsta? Unde sunteți cu el? Și cât de complicat a fost inclusiv în relația cu poate clienții? La recomandarea Autorității Bancare Europene din 2021 am implementat un chestionar ESG. Chestionar ESG care este completat de clienții mari care aplică pentru credite în BCR și care sumarizează o serie de informații pe fiecare palier ESG. Și înseamnă, în fapt, raportarea datelor legate de mediu, calculul de emisii, consumul de apă, consumul de energie, modul în care gestionează deșeurile, iar apoi pe zona de S, evident, zona de salariați, de respectarea legislației în vigoare, aspect extrem de important, iar pe zona de G, zona de transparență, litigii, dacă există, trebuie să știm și să clarificăm aceste aspecte în procesul decizional de aprobare credite. Iar la finalul zilei din acest chestionar rezultă un risc ESG pe care îl asignăm fiecărui client. Complexitatea vine din faptul că nu există date disponibile, prea multe date disponibile, și atunci, atâta timp cât clienții nu măsoară
aceste elemente, nici noi nu putem să avem o imagine... Cum faceți? Imagine coerentă. Discutăm, dialog. Un dialog intens în fiecare zi cu clienții noștri, a le explica de ce sunt necesare aceste date și a încerca să avem o planificare cu ei. Că spuneam, ESG e o călătorie, sustenabilitatea e o călătorie până în 2020, până în 2050. Vrem să fim aproape de ei și să le explicăm la fiecare pas, să-i ajutăm astfel încât să ajungem acolo. Deci cumva BCR și întreg sistemul financiar din toată Europa devine un educator, fără să vrea, poate, al întregului ecosistem de business, pentru că dacă trebuie să stați cu toată lumea să le explicați de ce și mai ales cum să măsoare, vă transformați dintr-o bancă într-o instituție de educație aproape. Noi la BCR ne-am asumat un rol de educație important în România, asta în ultimii 10 ani. Și știți, cu școala de bani, școala de business, am trecut prin multe runde de educație cu toate segmentele. Studenți, elevi, clienții ai noștri, persoane fizice, juridice, încât cumva doar am conectat aceste programe, educația climatică. Și în afară de fonduri europene, hai să ne ducem spre diversele tipuri de resurse pe care le puteți oferi antreprenorilor care vor să își transforme modelul de business în definitiv. La nivel global, tranziția se finanțează din mai multe surse. Am vorbit până acum de fonduri europene. În completare, partea de obligațiuni verzi este extrem de importantă, iar doar ca o cifră la nivel global, obligațiunile verzi au ajuns la peste 4 trilioane de dolari, din care mare parte, toate obligațiunile au ajuns la 4 trilioane, din care 2/3 sunt verzi, înseamnă obligațiuni verzi, iar mare parte, aproximativ jumătate, sunt emise în Europa. Europa este un campion, ca să zic așa, în adoptarea. Și voi în România cum Iar în România, noi, de exemplu, am avut trei emisiuni de obligațiuni verzi până la acest moment. Obligațiunile verzi, în fapt, odată confirmă angajamentul față de pactul verde al fiecărui participant la piață. Obligațiunile verzi sunt emise în concordanță cu un cadru de finanțare pe care fiecare emitent îl definește. Noi avem acest cadru de finanțare verde la nivel de ERSTE și publicat pe site, este transparent, poate fi găsit pe site, prin care spunem cum finanțăm și ce finanțăm și stă în linie cu ICMA și LMI, principiile ICMA și LMI. Acolo sunt definite categoriile de finanțări eligibile, deci practic noi banii îi luăm de la investitori și îi canalizăm către aceste tipuri de proiecte eligibile și care sunt în zona de producție electricitate verde, în zona de clădiri verzi și în zona de ipotecare verzi pentru persoane fizice. Deci practic avem definite aceste categorii care sunt aliniate cu contribuția semnificativă la aspectele de mediu din taxonomie, acest cadru de finanțare care este și validat de o parte externă. Deci cam acestea sunt principiile în baza căreia un emitent emite obligațiuni verzi. După care urmează un proces de monitorizare, de raportare a alocărilor din obligațiuni pentru aceste tipuri de proiecte eligibile, raportare care se face anual și unde explicăm unde s-au dus banii și care a fost impactul acelor investiții. Este foarte important pentru investitori să vadă această raportare și să poată să măsoare acest impact. Că în realitate așa și compară diverse investiții. Oricine, investitor, bancă, așa poate să compare alocarea de capital în funcție de impactul pe care proiectele respective îl au asupra mediului. Și green loans sau împrumuturile aici, cum? Dacă ar fi un antreprenor, vreau să fac ceva în zona verde, să-i spunem, vreau să instalez panouri fotovoltaice sau să schimb o secțiune, să transform business într-unul circular, ce pot să fac? Finanțările verzi au crescut în importanță în ultimii 2-3 ani, inclusiv în România, și sunt finanțări pe anumite teme, cum spunea, eficiență energetică, de exemplu, și aici noi urmărim o eficiență energetică între 10 și 30%, înseamnă că la finalul zilei trebuie să vedem un calcul de energie și să măsurăm această economie. Avem producția de energie verde unde finanțăm atât proiecte mari de producție cât și de autoconsum
și unde calculăm producția de energie verde, dar și emisiile evitate prin implementarea acestei energii verzi. Avem două tipuri de finanțări, finanțări mari de proiecte, unde ne ducem și verificăm proiectul, sponsorul și impactul proiectului, dar și cele de autoconsum și care înseamnă practic clienții existenți care au orice alt tip de activitate, care vor să instaleze panouri pentru autoconsumul lor propriu, pot accesa astfel de finanțări și unde ne-am gândit la un flux simplificat, astfel încât să fie mai rapid, să fie ușor de înțeles, iar documentația minimală pe care o putem gândi împreună cu partenerii fiind instalatorii în principal de panouri. Și auzim destul de des de sustainability linked bonds sau obligațiuni legate sau din sfera sustainabilității. Ce înseamnă asta? Cum arată în România? Sunt și obligațiuni și credite, deci pot fi sustainability linked. Ce înseamnă în practică? Acestea se adresează în principal clienților care au deja o strategie de sustenabilitate, au un plan de tranziție și obiective clare obiectiv 2050 neutralitate climatică, dar și obiective intermediare care pot fi verificate și măsurate. Și înseamnă în realitate capturăm în contractul de credit parte din aceste obiective măsurabile, care trebuie să fie ambițioase, trebuie să fie materiale, deci acele obiective care sunt importante pentru companie și care chiar creează impact. Cu alte cuvinte, dacă avem o companie în oil and gas, musai trebuie să luăm reducerea de emisii. Nu putem să ne uităm la alte obiective pentru că n-am captura materialitatea. Și trebuie să fie verificate de cineva. Deci acestea sunt principiile. Ele sunt preluate în contractul de credit, se măsoară anual. Dacă compania îndeplinește acele obiective, poate primi un beneficiu de dobândă. Dacă nu îndeplinește, primește o penalizare. Spre final m-aș uita la câteva exemple de investiții sau finanțări verzi pe care le-ați făcut și te-aș întreba care sunt unul sau două lucruri care cumva unesc aceste tipuri de finanțări. Am aici parcuri eoliene, producție de materiale plastice biodegradabile, producție de, sau mă rog, reutilizare de lemne reciclat, sisteme de colectare separate de deșeuri și multe alte exemple din zona verde. Ce unește aceste tipuri de finanțări pe care le-a dat BCR-ul? Obiectivul tranziției verde, reducerea emisiilor, circularitate. Și ce ne-am dorit foarte mult a fost să extindem gama de finanțări verzi peste clădiri verzi și producție de energie. În general, dacă ne uităm la bilanțurile băncilor și dacă ne uităm și la nivel global, principalele categorii de finanțări verzi sunt în aceste zone, clădiri verzi și energie verde. Dar am vrut să dezvoltăm mai mult de atât și ne-am uitat foarte atent la zona de circularitate. A folosi mai eficient resursele mi se pare un lucru esențial pentru tot ce înseamnă sustenabilitate și aici am reușit să identificăm împreună cu clienții noștri modele de business care folosesc materiale reciclate, materie primă secundară în procesul de producție și care a adus eficiență energetică, acces la resurse, în condițiile în care materia virgină poate să fie din ce în ce mai limitată și îndeplinirea inclusiv a obiectivelor de sustenabilitate, de reducere a emisii și de circularitate. La final, o întrebare cu un răspuns de câteva 30 de secunde. De ce ar veni un antreprenor la Banca Comercială Română pentru o investiție verde? Avem produse, avem structuri, avem knowledge de industrie și aceste lucruri le-am demonstrat în ultimii 20 de ani. Abordarea noastră legată de industrie face să putem să fim aproape de clienți cu consultanță specializată și cu produse potrivite. Mulțumesc foarte mult! A fost cu noi Ioana Voinescu, șef departament sustenabilitate la Banca Comercială Română.